A fost odată o prezentare de la Casa de Mode Venus care m-a marcat. Atunci am văzut o chestie pe care o să ți-o arăt acum. Nu o să mai vezi niciodată, dar atunci vei realiza bărbatul pe care l-ai pierdut. Din păcate nu mă ajută vestimentația. Ia, atenție! Subtitlu, nu ești tu modelul meu, vă prezentăm... Mihaela, o secundă. Casa de Modă Chirila. Iată. Privirea. Stop! Stop! Cum, stai, că vreau momentul să... Momentul ăsta, când deci am ridicat umărul... Deci vreau să te uiți la mine să vezi dacă fac bine. Este, de fapt, chestia pe care... Acel quelque chose pe care tu n-ai înțeles niciodată în raport cu mine. Vino, mă, fă și tu. Fă și tu. Stai așa. Uite-te, uite-te din față. Vreau dacă să mă, vreau să mă privești din față. Mă duc acum să zic dacă deci, e bine. Stai. Cu umărul drept sau cu umărul stâng? Mihaela, iartă-ne. Nu. Umărul drept sau cu umărul stâng? Oricare, dacă vine. Întoarcerea trebuie să fie să arunci umărul așa ca și cum totul s-a terminat. Mai încerc o dată. E o greșeală. Lasă-mă o dată și gata. Te miști prea mult între. Deci tu faci, ești ca un dulap, așa. Știi? Dar cum e? Nu e haicu, suntem pitici mișto. Deci e drept. Tu acolo, tu nu trebuie să trăiești nimic. E ca aia, n-au nimic în ochi. Sunt varză, știu. Dar când dau umărul ăla... Și acum singur. E bine. Acum, și acum singur. Acum părerea despre tine. Acum singur. Până... Mihaela, uite-te. Mihaela. Dragostea mea, vino cu ace. Vreau... Așa, vino cu ace. Mihaela, vino aici ca să dai și tu o... Pot apăsa pe buton? Da, da. La vezi că te întorci încolo. Concentrează-te. Hai. A fost bine. Pavele, ești mândru de mine? Mi s-a atras atenția din regie, s-a redeschis Casa Venus. Da, deci avem primele două modele, Chirila și cu Smiley.